Băi, apunim asta. Ce face să oameni bune, sunt Dani, bine am găsit la un episod din Undisord. Înainte să începem clipul, vreau să vă reamintesc să apăsați butonul de like și să vorbesc despre... Nu mai știu despre cine vreau să vorbesc, vreau să vorbesc despre cineva. Cred că am uitat. În fine, nu am uitat. Ba da, am uitat. În fine, nu mai contează. Oh, ok. Bun. Deja, haideți să trecem la treabă. Jucăm din nou lumea minunată și mirifică a lui Andy. Și știți ce vreau să facem astăzi? Vreau să ne plantăm pădurea aia de... Am luat noi, știți, niște... Uite ăștia, se e prins. Să mergem să-i plantăm undeva, pentru că o să avem nevoie probabil în viitor de un... De culoarea asta de la lemn și să avem de unde să le luăm. O să merg mai încolo, așa să nu... Nu știu cum să zic, să nu fac pădurea chiar aici. Deși... Ar fi ceva făcut așa frumos, dar în fine, nu vreau să fac foarte aproape de casă. Băi frate, am nimerit într-un loc unde nu sunt decât iepuri și iepuri, atât. Nu înțeleg. Sincer, nu înțeleg. În fine. Foarte multe flori, oi și iepuri. Ce poate fi mai frumos de atât? Hai să plantăm copaci pe aici. Acum, da, nu știu dacă trebuie plantați la o distanță mare între ei, gen să crească toți. Bine, în mod normal, copacii ca să crească mari trebuie plantați înalți, adică gen pentru lemn, trebuie plantați foarte aproape unii de alții, pentru ca să tindă spre lumină să urce așa, știți, să crească în sus. Bine, nu că ar putea să crească, ba da, ar putea să crească și în jos, nu știu. În fine, frate, știu că pe câmpie se găsesc cai, dar problema e că nu găsesc cai, bă, mă, unul nu am găsit, mă, unul, să zic, ia uite, mă, căluțule, mă, gigele, mă, poneiule, nimic. Nu vor să vină. Dacă ei nu vor să vină, nu vor. Stați un pic să-mi pornesc ăsta aici, ca să mă văd și eu acolo. Îmi văd fățâunele în webul din stânga, de sus. Finally. Hai acasă. Am plantat copaci, gata. Ne vedem data viitoare, oameni buni. Ok. Iustinel doarme pe undeva pe acolo. Nu știu dacă îl vedeți. E acolo după mâna mea, în pat. Nu știu, mă trezic cu el în cameră. Adică mă trezic eu. Când am venit acasă, l-am găsit în cameră. Uite aici o peșteră. Știți că găurile preferatele mele, peșterile. În fine. Haideți să mergem acasă și mai vreau să fac ceva. Vreau să mă uit... Oh, fuck my life. Vreau să mă uit de ăștia dacă s-au mulțit ca să pot crește și o văcuțele alea din nou, pentru că mai trebuie ucise. Deși aș avea nevoie de o sabie cu loot. Ar fi, da, cât am stat la trecută să obțin o sabie cu loot. Fa. Grămadă. Și nici atunci mi se pare că n-a fost cea ca lumea. Așa, bun. Ce mai ce casa? Ah, de când am pus gravel ăsta nu mai știam ce și cum e pe aici. Frumos, frumos, chiar frumos, frumos. Mai venim. Hop. Deschide ușa, care n-are nici, absolut nicio valoare acolo, ușa aia. Deci asta are valoare sentimentală. Bun. Așa, să prăjesc cu carne. Așa, doar așa, ca să mă simt bine. Băi, ăștia cresc greu de tot. Nu știu. Ce și cum, da? Băi, fraților, știți ce cred că o să mă apuc eu să fac? Dacă tot sunt aici, astăzi, cam e de vreau să fac o fermă. Nu știu unde să o fac, cred că o să o fac... Dar acolo nu prea merge făcută ferma. Dar nici aici n-am unde să o fac, sincer. Dar acolo ar arăta bine, dacă aș sparge, știți, din porțiunea aia de acolo, uite, acolo se dă super, acolo mă lăsa ferma. O să-mi iau la mine ce-mi trebuie, gen, nu știu. Gen, o să-mi trebuiască. Lopată. Deocamdată lemn destul de mult o să-mi trebuiască, haideți acolo. Mai avem chesturile astea dispuse așa ciudat, adică trebuie să stau mult, să alerg după ele, să le găsesc, să le fac. Unde e, unde? Uite aici avem nevoie de lemn, dirt, să zicem. Facem aici, dacă tot suntem, o seceră. Seceră, 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 așa, din iron să fie de cu dreptate. Măi, și deocamdată, a, nu știu, n-ai las că facem aici. Gard ar trebui să facem. În fine, deocamdată n-am o idee, dar sper să iese ceva ca lumea. Hop. Să nu-l murim pe aici, că nu vrem treaba asta. Nu știu ce vreau să fac. Băi, vreau să mai încarc un clip pe YouTube, stați o secundă. Să dau aici încărcare. Pe care vreau să-l încarc? Am încărcat pe ăsta, am încărcat pe ăsta. Ok. Nu știu, dar vreau să filmez acum, dinainte, vreau să filmez mai multe clipuri, pentru că vreau să am așa filmate mai multe. Să vă pun în fiecare zi și destule. Mamă, ce aici, frate, ăsta e munte aici, băgam aici picioare în el. Trebuie da jos cu el.
Și aici am putea muta și ferma, că acolo e urât cum e ea pusă. În fine, trebuie să spargem tot muntele ăsta. Cred că niște TNT-uri ne-ar fi ajutat aici, puțin aici, sigur. Budai nasul muntele ăsta făcut așa. El cum e, are ceva de săpat aici. Unde e bercea când ai nevoie de el? Nu știu ce, nu prea îl pot lua pe lumea mea, nu merge, nu știu ce. Nu că n-aș vrea. Am încercat o să fac ce de-asta în LAN și nu știu de ce nu a mers, chiar nu știu. Nu a vrut, dacă nu a vrut, n-am avut ce să-i fac. Nu bercea nu a vrut, nu a mers să facem. Măi, noroc că chestiuța asta aici acoperită de foarte mult pământ și pot să sparg ușor. Bă, da, era pământ în jurul ei. Bine, acum vine piatră deja și... Așa. Nu trebuia să iau atâta dor la mine, că mă gândeam eu că o să fie de ajuns pe aici, de luat. Uite cum o dezveli eu pe ea. Așa, bun. Deocamdată lăsăm așa. Deocamdată, oricum, o să trebuiască asta de aici stupată. Cel puțin, nu știu dacă să fac și un mini fluviu aici, ceva genul fluviu, mini răuleț, ce-o fi el. Nu îl fac acum. O să fac probabil la... Mai bine sparg întâi pe aici și fac după aceea. Așa. Dacă vreau să-l fac după aia, spar după aceea, știți? Bine, cred că trebuie decât până aici puse. Da. Așa. Bun. Bine, cu păcești o trebuia să se dispară de aici, mai multe chestiuțe trebuia să se dispară. Până o să nivelăm noi aici, o să fi dureze ceva, dar eu zic că o să iese foarte bine. Sper să iese foarte bine. Așa. Așa. Hop. Bun. Pleacă iepuraș de aici, că nu vreau să te sinucid. Adică să te omor, că nu poți să te sinucid, în fine. Era o vorbă. Bă, da, n-am și o trăcă de piatră. Oricum o să doreze o groază să scot tot muntele ăsta de aici, dar în fine. Uitați-o și voi, mă. Hopa, așa, să începem. Noroc că nu e chiar așa de lat, dar... Trebuie să-mi pun și eu, mi-am pus unbreaking pe târnăcop, dar n-am eficiență. Degeaba am unbreaking dacă n-am eficiență. Oricum sparge mai repede. Nici nu știu, pentru câte secunde sparge mai repede, cred că mai bine folosesc tot pe ăsta. Pentru că nu are rost să-l consum aiurea dacă oricum sparge aproximativ la fel. Aproximativ, sparge mai repede, normal că e de diamond. Da, scuză-mă pentru ce am eu de făcut aici. Mi-ar trebui să spargă instantaneu de repede, dar dacă oricum nu sparge, îl consum aiurea. Știți ce zic? Și deocamdată asta nu e chiar așa de mare oricum. Așa. Bun, ok. Nu e tot. Mai e un nivel și ceva. Cred că sunt două nivele de scos aici. Hai, frate, tu glumești cu mine, măi. Și lut. E vital să bagi la cap textul. Uite, industria, Andy și restul. Ce știu că se potrivește treaba asta. Fac și eu cu ochiul. Bă, dar stai să mă dau mai așa, ca să mă vedeți bine. Nu că nu m-ați vedea bine și nu m-ați văzut până acum în continuu, dar în fine. Mai scoatem din ăsta de pe aici. Uite, iepurașul, ce fuge el, țanțoș. Mă, nebunule, stai mai ușor, mai fugi așa cu fundul înapoi. Că se dau ăștia la tine, mă. Mă, mi se sparge și lopata acum. Aici mi se sparge. Ai. Așa, bun. Bă, dar cu pace ăștia mi se pare că se extind, nu știu. În fine, pe aici trebuie făcut o fermă, deci pomii ăștia stau bine aici, dar sunt prea mulți, adică trebuie scurățați majoritatea din ei, scoși de aici. Uite, ăsta, spre exemplu, ăsta 100.000 trebuie scos de aici, mai mulți chiar. Puși după aceea dacă e, dar momentan trebuie scoși. Îți ia vederea în spațiu. Așa și pe ăsta. Ăsta aici e mijloc, ăsta clar trebuie scos. Așa. Bun. Și asta de aici. Sunt prea mulți din lângă alții, frate, ăștia. Copaci ăștia de bărciud. Ok, bun. Ăștia o să dispară ele singure, sper. Și cât mai curând, și asta sper. Nu m-am lupat. Fai aici un crafting table. Și ăsta lopată. Am mai rând la mine, am. Ok. Scoatem din asta de pe aici.
Oricum, în episodul ăsta nu să avem timp să construim mare chestie, decât să nivelăm pe aici, așa, în mare parte, și să ne creăm așa o privire de ansamblu. Deci e prea multă pădure, fraților, prea multă pădure. Nu știu, uite, ăsta micul, de exemplu, ești chiar n-are ce căuta aici. E și el așa aici, pe aici. Și ăsta mare, hai că ăsta mare zici că e mare, știți, arată mai bine, dar pe ăla micul de acolo chiar era în plus de tot. Bun. Mai scot din ăștia, că nu văd, mă încurc orice chestiuță mică de pe aici, pe partea asta, pe pajiște. Bun. Da. Și tot parcă sunt prea mulți copaci aici, frate, nu știu. Mai scoate-l și pe ăsta. Nu că aș avea nevoie de lemn de bărciu, dar... prea mult... oh, fuck. Trebuie să pun pe asta înapoi. Așa, prea mulți. Bun. Ăștia o să dispară în timp. În timp destul de scurt vreau să dispară. În fine. Tot parcă n-am loc aici, nu știu, n-am loc, frate. E prea puțin, mi se pare. Mai scot măcar... aole, cum stă pomul ăla în aer. Minecraft, oameni buni, ce vreți? Asta e logica jocului. Ar fi fost șmecher să cadă peste mine pomul, mamă ce tare ar fi fost. Bine, asta se întâmplă în The Forest. Dar nu cade pe tine, gen, nu poate să te omoare, din câte știu eu. Asta este scoasă. Eventual aici a pus niște apă, știți? Ar da bine cu niște apă pe aici. Deci deocamdată nu o să o stup aici. Cred că o să scot așa. Așa. Să mai iau cobblestone-ul ăsta, dar unde îl mai pun, frate? Că am o grămadă de deși, ar trebui să am o cameră cu chest-uri, sincer. La câte prostii ăștia am pe aici. Decât să țin prostiile ăștia... Bun, ok. 5, așa, așa. Și ce vreau să fac aici? Să vină cumva de aici, un fel de... să curgă apa așa, șmecher, de aici, ia. Dar n-am nicio curată cu apa la mine, să curgă așa, șmecher, așa vreau să fac. E aici, Justin. Doarme la mine. Păi luați-l. Oricum nu poți dormi cu el. Săracul de el, eu îl văzui așa și lăsați doarmă. Nu sunt de bolnav, ce că se bea cu... și ne-am amuz doar cu el, că... dacă e bolnav, ce să facem? Bun. Mă, nici ăștia nu-mi plac tulipurile ăștia, sau cum s-o numi ele, florile. Așa. Așa, bun. Mă, deocamdată e ok, mă, ăsta n-are ce căuta aici, prea mulți pomi, frate. Adică, probabil o să pun și pomi, dar... după ce termin, pentru că nu văd, parcă mi se pare așa că mi-a toată vederea, nu știu. Și mi se făcut foame, dar rău de tot mi se făcut foame. Uite și ăsta trebuie scos de aici, nici ăsta și aici. Și am scos aproape toți pomii de aici. Bun. Zicem pe aici o să trebuie să pun gard. Nu, ce am fost pe acolo? Da. Mă, și pe ăsta, scoate-mă. Nu știu ce, dar ăștia nu-mi place așa cum, dar bă, dar a început să vă certați! Să-mi bau picioarele, bă, frate, ăștia. Și vorbesc ei tot timpul. Hai ca să am văzut că trebuie să ne culcăm, vine noaptea. Știi ce se întâmplă când vine iarna? Au, mă, ce foame, mă, mă, mura de stomacul, de simt că pleznește. Cât de ceasul? 10:30, 10:51, mamă. Un somn bine meritat face cât nu știu ce exemplu să vă dau. Bun. În primul rând, avem prea multe fucking chesturi aici. Să băgăm, uite, pe foc. Hai să aruncăm pe foc cel nu trebuie. Uite, ăștia niciodată nu o să le folosesc. Ăștia. Băi, ne pe la poate le folosesc, dar ăștia sunt buni. Poate vreau să plantez vreodată și am nevoie de ei. Nu am niciunde din aia. Ciudat. În fine, ăștia aproape au crescut. Au, mi-e foame. Oh, fuck. Hai să ne luăm pe ăștia, că ne trebuie să mulțim văcuțele. Salut, ce faci? Vrei să de pe... Ia, zare febră?
Au zis că e bolnav Sreacu. De fapt, de dimineață vomită cu mine. Marcelino, pani vino. E o minune. Voi n-aveți dumneavoastră să oameni buni de senul ăla. Adică, mă rog, unii dintre voi poate da, dar unii sigur nu știu, pentru că era pe Minimax când eram foarte, foarte mic. Eu aveam undeva la 10-11 ani. Deci acum vreo 8-9 ani. Probabil voi erați baby atunci. Majoritatea dintre voi. Baby. Erați copilași. Nu știu cum să vă zic cum erați. Erați mici. Sau în producție, unii. Dacă sunteți și așa de mici pe aici. Și n-ar fi trebuit să auziți asta. Ok. Ce mă, scoasă netul? Aoleo. Eusebiu ăsta vă face numai nefăcute, mă, n-ai văzut să-l bate cu ăsta. Ok. Păi cât s-a făcut? 16 minute, mai filmăm un pic oameni. Un pic de tot. Un pic de tot să terminăm asta aici și aia. Pentru că data viitoare o să mergem tot acolo la aia și să mulțim, să pregătim fermă, pentru că aici nu-mi place cum stai aici lângă casă. E urât. Așa, mergi pe aici. Deocamdată e bună și aici, da, deocamdată. Ok, în fine, cât am luat? Am luat, bă, un steak și cea. Asta vine vreo 40-50 de puiuți. E binișor oricum. În fine, bună, mai mult că am aduc acest episod. Dacă v-a plăcut, uitați să lăsați și voi butonul de like. Eu sunt Andy, vă pup și ne vedem la viitoare, pa, pa!